Bine ați venit la un nou episod! Am primit de curând o întrebare pe acest canal: cum ne declarăm veniturile din YouTube? Trebuie mai întâi să înțelegem cum vin veniturile din YouTube. Ele vin de la Google, prin AdSense, practic. Adică dacă ai și alte website-uri sau alte surse de venit pe lângă YouTube, ai alte site-uri pe unde pui reclame prin Google, toate aceste venituri se vor concentra într-un singur cont de AdSense. Eu am mai multe canale, de exemplu, îl am pe cel internațional care îmi produce venituri, îl am pe 99 Vehicles, cel principal care îmi produce venituri, mai nou îl am și pe acesta care îmi produce venituri, abia ce am inițializat monetizarea și a mers foarte rapid și urmează să mai am încă un canal pe care o să-l țin privat o perioadă. Toate aceste canale de YouTube se concentrează într-un singur cont de AdSense. În acel cont de AdSense, banii în Europa vin din Irlanda, din Google Ireland. Irlanda este în Uniunea Europeană, deci îți vor cere un cont în euro. Contul în euro poate fi deschis la orice bancă, inclusiv la o bancă internațională precum Revolut. Obligația voastră, în momentul în care primiți banii, și eu la început am citit o mie de prostii și porcării, în care mulți spuneau că, domne, veniturile din YouTube nu se declară, că vezi, doamne, sunt venituri independente și tu nu ești rezident și nu știu ce. Prostii. Dacă aceste venituri sunt foarte mici, 100, 200, 300 de euro pe lună, sau nici atât, poate mai puțin, acestea trebuie declarate prin completarea declarației unice, persoană fizică, plătești impozit 10% și cam aia e, nu e mare scofală. Dacă depășești 12 salarii minime brute, la, adică salariul minim brut acum, nu știu, 2200, vine vreo 430 de euro. Dacă tu într-un an faci 420 ori 12, depășești 12 salarii minime, atunci o să plătești și contribuții, și pensie, și sănătate, și CAS, și CASS, și impozit. Și atunci e foarte nerentabil. Varianta pe care eu o adopt este prin SRL. I-am făcut firmă, 99 Vehicles Media SRL se numește firma mea, în care am toate activitățile mele. E un all-in-one. Am de gând la un moment dat să le separ, să fie shop-ul shop, marketing-ul marketing și așa mai departe, pentru că ai voie legal să-ți faci mai multe firme. Una singură poate fi cu asociat unic, cum sunt acum. Eu sunt asociat unic, sunt singurul owner al acestei firme. Dacă mai târziu vreau să-mi fac alte firme, trebuie să mă asociez cu cineva. Dar e o tâmpenie, că poți să asociezi cu soția, cu cel mai bun prieten, cu tatăl tău, cu mama ta, poți să ai tu 99% din acțiuni și 1% persoana respectivă, sunt doi acționari, poți să-ți faci câte firme vrei, fără număr, fără CNP, cu 99% să fii tu principalul proprietar, shareholder, acționar, da. Și eu am pe firmă declarate aceste venituri, unde lucrurile se schimbă radical. În ce sens? Eu am cod CAEN pentru publicitate, media, m-am consultat cu cei de la Registrul Comerțului, m-am consultat cu o contabilă, m-am consultat cu alți oameni care fac deja asta și lucrurile sunt destul de simple. Mi-am pus toate codurile CAEN care au ca activitate publicitate, media, nu le mai știu pe de rost, dar sunt acolo codul CAEN 7, nu știu cât, în fine, reprezentare, media, publicitate, că practic asta facturez publicitate. Eu emit lună de lună o factură către Google, care teoretic nici nu au nevoie de ea. Ei se scad, îmi trimit mie bănuții, eu le fac factură și factura e pentru mine la contabilitate. În mod normal ar trebui să le trimiți și lor, e un e-mail, nu trebuie să le trimiți. Eu sincer nu le-am trimis până acum pentru că nu mi l-a solicitat nimeni. Dacă mi le solicită, le am în format digital, le trimit pe absolut toate. Ca și în alte cazuri cu alți parteneri. Și dacă vertical la fel, sunt din Lituania și când primesc banii, e aceeași poveste, le emit o factură și am întrebat, vă trebuie factura asta la contabilitate? Răspuns, nu ne trebuie. Deși eu le facturez și ei facturează mie, practic, dar în fine, detalii de contabilitate. La SRL,
impozitul este de 1% din încasări dacă ai angajați pe firmă și 3% dacă nu ai angajați pe firmă. Deci dacă îți faci o firmă, cum să zic, dacă faceți mai mult de, nu știu, aveți un canal care a avut succes, mai multe canale, poate chiar internaționale, dar voi stați în România, încasați bani în România, cum am fost și eu de altfel, nici nu-ți trebuie angajați, adică decât să plătești 10% plus taxe, CSC, nu cred că veți plăti aceste contribuții care sunt foarte scumpe, adică ajungi să dai, dacă câștigi undeva la 600 de euro pe lună, din alt sens, dacă faci calculul, aproximativ jumătate, 40-45% de la stat. Adică e ca și cum ai fi angajat la YouTube și ți-e dă banii ăștia, o prostie. În mod legal poți să-ți faci SRL, plătești fără să ai angajați, îți iei o contabilă part-time de câteva sute de lei pentru că nu o să ai decât o factură pe lună, să-ți opereze, să-ți depună declarațiile și toate cele. Ar trebui să nu te coste mai mult de 300 de lei. Știu multe firme care au doar 2, 3, 4, 5 facturi și plătesc la o firmă de contabilitate, servicii de contabilitate cu 200, 300, 400 de lei și atât. Se angajează contabila pe firma ta cu o oră, cu două ore, cu cât e nevoie legal, că nu lucrează mai mult de atât să-ți opereze o factură și 3 declarații și atât lunar. Dacă ai 600 de euro pe lună, dai 300 de lei la contabilă și plătești 3% din încasări lunar. Tu alte cheltuieli nu prea ai, ce ți-i ai SRL, poți să-ți bași cheltuieli, poți să-ți iei laptop, poți să-ți iei soft, poți să-ți iei o cameră. Și eu am foarte multe lucruri cumpărate pe firmă. Am camere, lentile, ăsta, microfonul, care a fost foarte scump, a fost vreo 3500 de lei, că e tip Pro TV. Am foarte multe lucruri pe care mi-am cumpărat din banii mei înainte să am SRL și au fost cumpărate din banii mei, persoană fizică, din economii, care mi-au rămas și pot să le vând, să-mi iau bani înapoi ce am investit eu ca persoană fizică și să-mi iau altceva pe firmă de acum înainte să le trec în evidență acolo. Deci 3% din 600 de euro, de exemplu, înseamnă 18 euro, foarte puțin. 18 euro plus vreo 60 de euro la contabilă, adică 78 de euro. Dacă faci un calcul total, în maxim 10% cu tot cu contabilă, dacă ai un astfel de venit. 1% se plătește pentru că teoretic ești micro-întreprindere. Ești micro-întreprindere până la 300.000 de lei și în intracomunitar este altă discuție între țările EU, adică mi se pare că e 10.000 de euro în intracomunitar limita, după care devii plătitor de TVA. Eu sunt plătitor de TVA, dar în mare parte pentru că, bine, aș fi fost plătitor de TVA și dacă nu aș fi avut magazinul. Magazinul m-a ridicat foarte mult ca cifră de afaceri pentru că vinzi, cumperi, cheltuieli, de fapt nu e profit, e doar cifră de afaceri. Când ajungi la 300.000 de lei, adică vreo 60 și ceva de mii de euro la cursul de acum, cam așa, 60 și un pic de mii de euro, devii plătitor de TVA. Irlanda este în Uniunea Europeană. În momentul în care îți trimite banii, tu facturezi cu 0% TVA, taxare inversă. În mod legal, foarte legal. Deci tu nu plătești TVA pe banii pe care ți-i trimite ție Google. Legal. Emiți o factură cu taxare inversă, contabila ți-o înregistrează. Practic, nu plătești impozit decât 1% din încasări. Nu aveam de gând să spun acest lucru, dar îl spun pentru că sunt sigur că sunteți mulți interesați și până la urmă sper să vă ajut și să vă inspir. Ăsta este scopul acestui canal. Eu în cea mai bună lună de AdSense, până în prezent, din toate sursele, canale de YouTube, doar YouTube, am făcut 6.350 de dolari, pe care i-am, logic, îi facturez. Eu toate veniturile pe care le fac trec prin firmă. Eu sunt asociat unic, la sfârșitul anului se generează adică în următorul an se face un bilanț, se stabilește cifra de afaceri, profitul, pierderile dacă sunt. După ce se stabilește profitul, poți să-ți scoți toți banii și plătești 5% dividende și 2500 de lei aproximativ CSE dacă depășești 12 salarii minime, dar acolo deja, na, sună un pic mult, dar dacă faci procentual la sume mai mari, e puțin. Sunt taxe mici. Adică pentru România taxele sunt chiar mici. Sunt țări în care dividendele sunt 80-90%, 50%. În Danemarca e 50%. Deci dacă ai făcut 1.000.000 de euro și vrei să scoți banii din firmă, 500.000 de lei la stat. Ceea ce este unfortunate. În România lucrurile stau ceva mai bine. Deci eu, de exemplu, în cea mai bună lună am făcut 6.300,
$70, ceva de genul ăsta. Și am plătit impozit practic $63. Adică rentează să fii legal, trebuie să fii legal, n-ai motive să te ascunzi. Și repet, cu un SRL nu te costă foarte mult. Să-ți deschizi un SRL nu trebuie. Foarte mulți am văzut că sunt panicați, m-au întrebat cunoștințe care sunt mai mici decât mine, au 18-20 de ani și vor să-și facă firme, designer, editori, oameni talentați. Și m-au întrebat, mă, cum o fac, unde mă duc, ce trebuie, că nu știau. Nici eu n-am știut și nu e foarte complicat. Te duci la Registrul Comerțului și acolo ai un consultant care nu-ți cere bani. Îți spune ce trebuie să faci, ce trebuie să iei, ce cod CAEN. Vorbești cu o contabilă. Contabila știe ce coduri CAEN să-ți iei. Ai un registru cu toate codurile CAEN, le studiezi, poți să studiezi chiar singur. Îți pui câteva, îți iei un certificat constatator, îți deschizi SRL. Costurile ca să-ți deschizi un SRL acum sunt aproximativ 700 de lei. Fără consultanță și vă rog să evitați pe cât posibil serviciile acelea de să deschide cineva firmă. Durează foarte puțin să-ți faci firmă și te duci, faci două drumuri, plătești taxele și aia e. Sunt firme care îți cer 5.000 de lei ca să-ți deschide SRL în numele tău. Adică cunosc un șmecher pe nume Adrian pe acest canal, care el când era mic și-a făcut firmă cred că la 18 sau 19 ani și când și-a făcut firma, sau nu mai știu la ce vârstă, oricum când și-a făcut prima firmă, A plătit un serviciu din ăsta pentru că nu știa și era frică și a plătit o grămadă de bani să-și facă firma, când acolo era foarte simplu de făcut. Eu am făcut-o în varianta clasică, m-am dus, am întrebat, am deschis, am făcut, în două săptămâni am avut firma funcțională, deja peste două săptămâni am și încasat primii bani de la YouTube. Veniturile la YouTube se mută foarte, foarte simplu, îți pui doar practic contul în euro, banii ți intră contul firmei, tu facturezi mai departe și aia e, deci e destul de simplu. Eu am firma asta făcută de când eram în service, adică încă eram angajat și mi-am făcut firma asta chiar de la început, adică am vrut de la bun început să fiu în legalitate și să fiu în regulă. Sunt cu toate taxele la zi, toate impozitele la zi. Cum să zic, cine lucrează cu mine în general e foarte, nu că în general, mereu e mulțumit, adică cu furnizorii, plata în avans, cu angajații, am plățile mereu făcute la timp, mi-a venit factura, am plătit-o. Deci eu cu tot sunt la zi, n-am nimic în urmă, n-am restanțe, nu am credite, plătesc o chirie minimă, locul unde am activitatea de la magazin. Am totul la zi și îmi place să fiu corect, îmi place să fiu legal, îmi place să nu mă doar capul. Dacă vreodată îmi vine un control, își pierd vremea, adică am tot ce trebuie, nu știu ce n-a... Poate am vreo foaie rătăcită, vreo hârtie, îi pierdut un bon, dar atât. Vă recomand să fiți așa, pentru că altfel plătești amenzi, aiurea, pierzi timp când îți vine un control și e păcat. Plus că îți vin niște bani. Când îți vin câteva sute de euro nu sunt sume mari, dar când îți vin niște mii pe an, adică pe lună, într-un an se adună. Și de curând am achiziționat un apartament cu soția mea în București, care nu a fost foarte scump, dar imediat când faci o achiziție de peste 9-10.000 de euro, nu mai știu limita exact, te întreabă imediat banca, de unde ai banii? Cum ai făcut banii, ce faci cu banii, te ia la întrebări banca. Ei raportează sumele acestea peste tranzacțiile peste 10.000 de euro la oficiul de spălare a banilor și ei verifică, bă, de unde arăstă banii. Așa dacă ai firmă, ai declarat, ai dividendele plătite, repartizate pe persoană fizică, frumos, totul curat, adică ei fac treaba, e normal, nu e contestat, tu trebuie să fii corect. Deci cam asta e cu banii din YouTube. Rezumat, îți faci o firmă, cod ca publicitate, factură cu taxare inversă, 0% TVA și plătești 1% din impozit și atât la început. După aia când trece un timp, trebuie să scoți dividende, mai plătești 5% din ce îți rămâne, deci un total practic de 6 după ce scoți. Dacă vrei să-ți scoți dividendele, poate vrei să-ți rămână banii în firmă, să nu te atingi de ei și vrei să-i reinvestești, să-ți iei echipament, să-ți iei umbrele, să-ți iei lumină, să-ți iei altceva, și atunci nu mai plătești dividende dacă îi reinvestești. Dacă îi scoți pentru tine, vei plăti și dividende. Și cam asta, deja se lungește clipul. Sper că v-a fost de folos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod. Aștept și alte întrebări legate de finance în rubrica de comentarii.